Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și de asemenea cu un nou invitat. De fapt, o revenire în studioul nostru a domnului Sami Țuțac, pastor la Biserica Creștină Baptistă Providența din Timișoara și președintele Fundației Hristos pentru Toți. Sami, bine vin la noi în emisiune. Cătălin, bine v-am regăsit. Mă bucur totdeauna când pot să fiu din nou și din nou la București și mai ales aici împreună cu tine și cu echipa care lucrați aici. De ce ar fi nevoie de o zi de evangelizare sau de ce e nevoie de evangelizare până la urmă? Cred că toți creștinii știu și înțeleg că fără evangelizare, biserica nu are cum să crească, nu are cum să înainteze. De fapt, când Domnul Iisus s-a întâlnit cu ucenicii lui, înainte de înălțare la cer, da? Ce le-a spus? Duceți-vă și predicați Evanghelia la orice făptură. Oricine va crede și se va boteza va fi mântuit. Oricine va crede va fi osândit. Și apoi există o altă discuție cu apostolii în Faptele Apostolilor, capitolul 1, în care apostolii erau un pic interesați mai ales de împărăția care să fie acolo în Israel. Își doreau ei scaunele alea de domnie, 12 tronuri, da? Și ei întreabă: Doamne, în vremea asta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și Domnul Iisus le spune: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Biserica primară a înțeles această nevoie de evangelizare. De fapt, în biserica primară, evangelizarea era un mod de viață. Ei, peste tot, pe unde mergeau, ok, la început a fost această înțelegere a lor. Probabil că s-au și simțit bine după ziua de Rusalii, a explodat numărul lor de la 120 cât erau atunci adunați în locul unde Duhul Sfânt a pogorât peste ei și dintr-o dată 3.000 de suflete, spune Faptele Apostolilor capitolul 2, 3.000 de suflete s-au întors la Domnul și apoi mereu și mereu găsim scris că alții s-au adăugat. Biserica creștea și în Faptele 6, unde apare prima problemă acolo cu când încep să apară diaconii, să zicem așa, în biserică, cei care se ocupă de lucrurile, de slujirea la mese, da, cum e numit acolo, apostolii spun, chemarea noastră este să vestim cuvântul, să ne rugăm și alții trebuie să slujească la masă. Și spune, vorbirea aceasta a plăcut întregi adunări. Și apoi biserica din nou, spune, a început să crească, continua de fapt să crească și o mulțime de preoți din Israel au venit la credință. Și o vreme i-au stat acolo, dar începe prigoana după uciderea lui Ștefan, primul martir creștin, și toți se răspândesc. Și spune Faptele 8:4, toți cei care s-au răspândit vesteau Evanghelia. Adică fiecare creștin nu era, știu eu, un grup specializat care, mă rog, făcea cursuri de evangelizare sau pregătire în evangelizare. Toți erau pregătiți. Fiecare a știut, creștin înseamnă martor al Evangheliei, care etimologia cuvântului e un pic suspectă pentru unii dintre noi, pentru că înseamnă și martir. E un pic provocarea foarte mare. Noi evităm să abordăm chestiunea asta, dar vedem inclusiv astăzi în lume oameni care mărturisesc pe Hristos, plătesc cu viața. Atunci, cu atât mai mult. Și ca să încheiem cu de ce e nevoie de evangelizare, păi evangelizarea este sufletul bisericii, adică biserica așa se extinde prin împărtășirea Evangheliei cu ceilalți. Acum, ce este Global Outreach Day sau Ziua Mondială de Evangelizare? Sau, cum ai spus tu, de ce este această nevoie? Această zi mondială a evangelizării a început acum vreo 12 ani.
a pornit această idee, au venit mai multe organizații creștine împreună, foarte mult, și Campus Crusade for Christ și Every Home for Christ, organizația de care Hristos pentru toți aparține, să zic așa, sau este. Noi sigur suntem o organizație autonomă românească, Hristos pentru toți, dar suntem afiliați cu Every Home for Christ și mai nou acum și cei de la Evangelism Explosion, care sunt foarte cunoscuți, uneori spunea evangelizare masivă și e cunoscută lucrarea asta. Care a fost ideea acestor organizații creștine și biserici care au venit împreună? Aș spune că au fost cel puțin două scopuri. Unul a fost acela de a atrage atenția asupra importanței evangelizării și de a demonstra creștinilor ce se poate face într-o singură zi pe an. Dacă creștinii din toate bisericile, toate confesiunile, din toată lumea, și vreau să spun că acum, anul ăsta, încă fiind pandemie, chiar dacă s-a mai redus, nu e nebunia de anul trecut, prezența în stradă și, eu știu, în diverse locuri, o să vorbim mai mult despre asta, a fost redusă față de până în 2019, dar în anii trecuți au fost zeci de milioane de creștini care s-au mobilizat, până la 100 de milioane de creștini în întreaga lume într-o zi. Fiecare căutând să împărtășească Evanghelia cu o persoană, pentru că motoul Global Outreach Day este acesta: fiecare poate să împărtășească sau poate ajunge la cineva. Împreună putem ajunge la toată lumea. Pentru că ăsta e scopul, până la urmă, să ajungă cu Evanghelia. Domnul Iisus a spus așa, că sunt mulți care au tot felul de așteptări. Așteptarea să se încheie totul aici, că e greu, vine răpirea, spun ei, și gata, ne ducem. Păi nu vine chiar așa cum cred unii. Domnul Iisus a spus, Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Și atunci a fost, mă opresc imediat și te lasă așa, a fost acest scop de a conștientiza și de a arăta ce se poate face. Și apoi al doilea scop, de mobilizare, cât mai multă mobilizare, cât mai multe biserici, cât mai mulți creștini individuali, pentru că care e filozofia la Global Outreach Day? Fiecare, tu poate ești unul care nu te simți bine să mergi într-un grup care, eu știu, merg pe stradă sau merg la un azil sau merg la un orfelinat sau merg undeva, dar te simți bine să stai de vorbă cu cineva personal sau poate să faci o vizită la spital la cineva, poate să mergi la o familie de oameni în vârstă să faci cumpărăturile sau să vopsești un gard care l-ai văzut că nu e în regulă sau să repare o poartă sau ceva de genul ăsta și în timpul ăsta să îi împărtășești Evanghelia. E și această dimensiune personală. Apoi grupuri mai mici, dar și evenimente mari. Acum, sigur, cu pandemia n-a fost posibil. Anul trecut tot a fost pe online, dar anul ăsta a fost și online și fizic. În persoană s-a făcut pe asta. Dar în anii trecuți, noi suntem implicați cu Hristos pentru toți de vreo 6-7 ani și am cumva, noi suntem cei care, nu că avem patentul, dar fiind afiliați cu Every Home for Christ, Every Home for Christ fiind, să zicem, unul din sponsorii principale a acestei mari mișcări, normal că am fost abordați și am fost întrebați dacă vrem să ne implicăm și până în 2019 au fost ani în care am avut poate mai mult de 100 de biserici evanghelice din toată țara implicate în mișcarea asta. Care sunt factorii care de obicei sunt implicați în această acțiune? Sunt câteva adevăruri care trebuie să le spunem, chiar dacă unele sunt dureroase. Știi cum e? Dacă ar fi să scurtez întrebarea asta, de ce fac unii și unii nu? Am înțeles. Eu am înțeles și fără să spui asta. Adevărul adevărat este că noi, la ora aceasta, de o vreme bună, nu e de acum, de un an, doi, e de mai mult timp această problemă, ca biserici locale,
nu prea mai suntem atât de implicați în evangelizare. A fost o vreme când, cel puțin în România, mulți credincioși au înțeles evangelizarea în felul veniți la noi, să vedeți. Și erau oameni, eu nu spun că e bine sau rău, dar spun ce era. Foarte mulți oameni așa l-au cunoscut pe Hristos, așa au ajuns să aibă o relație personală cu Dumnezeu, așa au ajuns să-și trăiască practic credința în Hristos și să devină cu adevărat niște creștini, nu doar nominal, ci să aibă o relație cu Hristos, cu biserica, să devină practic, să devină creștini practicanți, să îl cunoască pe Hristos, să fie mântuiți, pentru că aici e o problemă. Adică trebuie să recunoaștem, religia nu salvează oameni de la păcat, doar credința în Hristos. Și oamenii au nevoie pentru asta să se pocăiască, să-și evalueze viața, să-și ceară iertare de la Dumnezeu, să-și pună încrederea în Hristos, dar pentru asta ei trebuie să audă. Da? Cum vor veni la Hristos dacă nu li se va împărtăși Evanghelia? Dacă nu aud Evanghelia, n-au cum să vină. Și atunci, asta s-a putut face, mai ales în perioada comunistă, când nu puteai să organizezi evenimente de genul ăsta, bisericile erau îngrădite, doar în interior, acolo puteau să facă câte ceva. Și atunci se organizau un fel de seri de evangelizare sau săptămâni de evangelizare, în care creștinii invitau prieteni de-ai lor și mulți așa s-au întors la Domnul. Ei, după Revoluție, încet, încet, entuziasmul acesta a început să scadă. Mulți creștini, și unele lucruri sunt de înțeles, unele lucruri sunt de înțeles, unele nu sunt. După ani de restricții și opresiune chiar pentru unii, în momentul când a venit libertatea, oamenii au început să se miște în toate direcțiile. Și sigur, tentația lucrurilor materiale întotdeauna a fost o mare problemă. Și fiecare om își dorește să trăiască mai bine, să aibă mai mult. Pentru asta trebuie să muncești, trebuie să umbli, trebuie să... Și aici au început să neglijeze unele aspecte cei mai mulți. Și ca să nu vorbesc de alții, vorbesc de toți. Am început toți să neglijăm chestiuni esențiale legate de viața de credință. Și atunci, cumva ne-am rezumat la a avea o relație personală a noastră cu Hristos, o citire din Scriptură, rugăciune, fiecare cât a putut, cum a crezut, unii mai mult, alții mai puțin, alții deloc, mersul la biserică, da? Dar ieșirea în comunitate, implicarea în comunitate, vestirea Evangheliei la oameni care de acum nu mai veneau la bisericile noastre sau la, eu știu, un eveniment pe care îl organizează. Nu mai veneau cum au venit în trecut. Asta a rămas așa. Și atunci, că asta se întâmplă întotdeauna. Când biserica nu, sau bisericile nu își îndeplinesc chemarea cu privire la diverse aspecte. Asta e la evangelizare, în lucrarea cu tinerii, în lucrarea cu copiii, în lucrarea socială. Atunci, oameni care au pe inimă, pentru că Dumnezeu are oameni peste tot, oameni care au pe inimă ceva anume, îi cheamă Dumnezeu să se implice cu tinerii, de exemplu, sau să se implice în evangelizare personală. Văzând că nu au suport în biserică, încep, fie înființează organizații misionare, asociații, fundații, și prin acele organizații, prin acele fundații, cu sprijinul unor oameni tot așa cu inimă, dar care zic, mă, eu nu am darul ăsta să fac asta, dar cred în asta și susțin ce faci. Și așa au început, practic, să au încercat cumva să compenseze ceea ce bisericile nu făceau. Ei, de asemenea, un alt lucru, gândește-te, ultima mare evangelizare în România a fost cea cu Franklin Graham, când ne-am adunat la Timișoara, pe stadionul de la Timișoara, 3 zile, 4 chiar au fost, de fapt, pentru că una a fost cu bisericile numai, și, într-adevăr, a fost ceva extraordinar, dar a fost o muncă imensă.
un an și jumătate, o echipă de oameni din 5 județe s-au adunat, au fost diverse departamente. Însă, noi suntem chemați să ducem această lucrare în fiecare zi. Acum, mulți nu fac asta. De ce? Exact ce am spus. Sunt preocupați de alte lucruri. Alții, de la nefăcând și unii apărând care se implică și pare cumva că au o specializare aparte în direcția asta, unii au spus, domnule, eu nu sunt pregătit să fac asta. Acum, e adevărat că sunt unii care au un dar special de evangheliști. Dar lucrarea de evangelizare trebuie să o facă fiecare creștin. Aici este... Ceea ce este foarte important este că ceea ce faceți voi și ceea ce se întâmplă, de fapt, la Global Outreach Day este nu o evanghelizare, dintre aceea specializată a unor oameni care se numesc evangheliști și care au un dar de la Dumnezeu special de a vorbi mulțimilor. Și aici sunt câteva nume celebre pe care le putem numi. Da, există Franklin Graham, vorbim de Billy Graham și au mai fost și alții, oameni care... Asta le-a fost chemarea, să vorbească da. Și mulți oameni să se întoarcă prin ei. Acum noi vorbim despre mărturisirea aceasta publică pe care voi o faceți și care, practic, ar trebui să ne caracterizeze pe noi, pe toți. Mă gândesc că îți trebuie ceva îndrăzneală să te duci la cineva să-i oferi un tractat, o broșură, da? Un mesaj scris sau ceva. Și să-i spui, practic, tu te identifici, te afișezi cu mesajul acela și mulți au jena aceasta, ca să nu spun lipsa de dorință de a mărturisi. Știi de ce? Pentru că, până la urmă, există și partea cealaltă a monedei. Faptul că nu facem lucrul acesta din propria inițiativă și nu avem, să zicem, deschiderea aceasta de a vorbi, pur și simplu. Ai o zi specială, dar mă gândesc și la vorbirea aceasta de zi cu zi. Poți să mărturisești pe Domnul Hristos oriunde ești, oricând ai o ușă deschisă, putem să facem lucrul acesta. Nu toți avem această deschidere de a mărturisi ceea ce ne animă pe noi și ceea ce de fapt facem noi în fiecare duminică. Acolo cam știm cam ce să facem. Problema este când suntem afară. Păi asta e lucru care pe mine mă frământă în ultima vreme. Foarte tare. Ce face biserica duminica, deja știm toți. Într-un fel sau altul. Fiecare după tradiția lui, după modul... Adică dacă te duci în orice biserică evanghelică din lume, din țară, ai ști cam ce se întâmplă. Exact. Cu variațiuni pe aceeași temă, cum se spune, știi? Depinde. Unii mai contemporani, unii mai tradiționali, unii punând accent mai mult pe predicare, alții mai mult pe cântare, alții pe rugăciune, știu eu. Dar... una peste alta, lucrurile care se întâmplă duminica sunt cam aceleași. Problema majoră este ce face biserica în restul săptămânii. Pentru că săptămâna are 7 zile. Iar riscul de a avea creștini numai de duminică este foarte mare. Dacă biserica nu înțelege că noi trebuie să fim biserică și de luni până sâmbătă. Biserica este biserică și atunci când vine împreună și atunci când se împrăște peste tot. Iar tot biserică trebuie să fie. Și vreau să spun ceva, Cătălin. Nu aș vrea să sune neapărat ca o laudă. Nici eu nu sunt cel mai grozav. Eu sunt predicator. Dar nu sunt cel mai grozav în a vorbi de la om la om cu cineva în evangelizare. Am unii mult mai buni decât mine în echipă. Cum e Ciprian Pleșa, de exemplu, cu care lucrez de ani de zile și alții, Dani Cociuba și alții. Sunt foarte bine pregătiți în Sami Mitrofan, de aici din București și îmi scap acum numele, e mai în vârstă, tot de aici din București, care practic a pornit mișcarea aceasta cu Evangelism Explosion. George Verzea. George Verzea este un expert în asta și ceilalți sunt mai tineri decât el. Dar vreau să spun ceva. Nu cred că a fost în Timișoara sau în zona unde sunt eu, în partea de vest, nu cred că a fost un eveniment evanghelistic major în care să nu fiu implicat, ca să nu spun că multe dintre ele le-am coordonat. Am coordonat filmul Iisus cu Alege Viața pe Timișoara de 2 ori. Am coordonat evangelizarea cu Franklin Graham.
am coordonat evangelizarea cu ProChrist din Germania, care s-a făcut prin televiziune în toate țările din Europa. De vreo două ori am făcut asta, plus alte. Dar în același timp, din anul 2006, mai precis 2006 toamna, am început această lucrare cu Every Home for Christ. Eu am aflat despre ei de la un păstor român din Serbia, care locuiește în Vârșeț, Avram Dega. De la el am aflat și am întrebat, măi, cum mi-a povestit cum se duc de la casă la casă cu literatură creștină, vorbesc cu oamenii, așa, mi-a plăcut ideea. Și am zis, măi, dar cum în România nu avem asta? Mi-a zis el, prin anii 90 a fost o încercare, ceva, și mi-a spus că de fapt au început să lucreze cu un fel de divizie a celor de la Every Home for Christ, divizia elvețiană. Se numeau Christus für Ali, că de aici vine și numele nostru, Hristos pentru toți. Pentru că Every Home for Christ e fiecare casă pentru Hristos, cum ar fi. Și mi-a povestit de lucrarea lui Christus für Ali și după vreun an de zile mă găseam într-o conferință internațională undeva în Germania cu vreo 4-5 mii de tineri din toată Europa. Și în pauze erau standuri din astea organizate unde organizații creștine, colegii de tot felul veneau să-și prezinte lucrarea. Și dintr-o dată, cum aveam ecusoanele alea fiecare, am ajuns în fața unei mese un pic mai mare decât asta la care stăm noi și am văzut un domn care stătea acolo și avea mai multe broșuri în fața lui. Și când m-am uitat cu atenție la el aici, îl chema Daniel Blaser și am văzut Christus für Ali. Și exact în momentul când eu, știți cum faci când te miri, am întins degetul spre el să-i spun tu ești Daniel Blaser, el același lucru făcea și el, citea la mine. Tu ești Sami Tuțac, știu, zice el mie. Și eu lui, tu ești Daniel Blaser. Noi amândoi știam unul despre altul de la Avram Dega. Și atunci am spus, da, uite, Dumnezeu cum ne-a adus împreună, că nici nu ne-am planificat, eu nu știam că el merge acolo, el nu știa. Eu conduceam delegația română la conferința aia. Ani de zile am lucrat cu cei de la această conferință de tineret din Europa. Era o conferință organizată de Alianța Evanghelică Europeană. Și am spus, uite, te rog, vin în România. Și să vezi ce facem, să vezi cum lucrăm. A venit în România, a venit împreună cu președintele Uniunii Baptiste din Slovenia, care era, să zic așa, coordonatorul național al lui Every Home for Christ în Slovenia. Au venit la Timișoara, a venit și Avram Dega, ne-am întâlnit, a mai venit odată, a mers în mai multe locuri din țară, a văzut cum suntem și am început lucrarea asta. Nu știu să-ți spun la ora asta, după atâția ani, dacă am avut satisfacție mai mare văzând stadionul ăla plin trei zile și mii de oameni ieșind în față, sau văzând sute de tineri și nu numai frați, surori, creștini de toate vârstele, mergând de la casă la casă în toate zonele din țara asta, începând din 2006. Ce vreau să spun cu asta? Eu nu cred că există o metodă de evangelizare care nu mai e bună. Eu cred și în aducerea oamenilor la biserică, și în mergerea la oameni acolo unde sunt ei, și în evangelizarea de relații. Aici greșim foarte tare. Noi ne tăiem toate podurile, de multe ori, de aia nu. Știi de ce? Hristos ne-a chemat să fim separați. Dar noi am înțeles că trebuie să fim izolați. E o mare diferență. A fi separați înseamnă a fi separat în gândire, să nu gândești cum gândește societatea. Din păcate, mulți creștini, pe de o parte se izolează, pe de altă parte e lumea în capul lor cât casa. Adică gândesc exact cum gândește lumea în toate aspectele de viață. Doar se izolează, se îmbracă diferit și cred că cu asta gata, au rezolvat problema. S-au ascuns de rău din lume. Dar lumea le e în cap. Și poate ai auzit expresia asta, în ultima vreme n-am auzit-o. Dar în anii 90, când multe biserici au început să deschidă și au înțeles că, băi, s-a încheiat vremea când trebuie să așteptăm să vină peștii în acvariu. Pescarii trebuie să meargă la râu, la mare, unde e apa. Nu să vii cu ligheanul, știi? Și hai peștilor, săriți cumva în ligheanul la mine, că vă duc eu la noi în acvariu. Da? Și atunci când unii au început să miște în stânga-dreapta, unii mai
tradiționaliști sau eu știu cum să-i numesc, mai legaliști, așa, au început să strige: fraților, intră lumea în biserică! Și lumea era în cap la mulți deja de multă vreme. Eu cred că orice metodă și orice metodă prin care ajungem cu Evanghelia la oameni funcționează. Fie că mergem personal fiecare, fie că facem anumite acțiuni de grup, fie că, de exemplu, cum am văzut acum unii păstori mai tineri care fac o lucrare extraordinară, fac tot felul de dezbateri, invită pe tineri, discută cu ei, răspund la întrebările lor. Tinerii au întrebări. Cei ca mine, ca tine, din generația noastră și unii mai bătrâni ca noi, nu înțeleg generația asta care se ridică acum. Eu am avut un mare avantaj față de foarte mulți, pentru că multă lume uneori nici nu m-au înțeles, m-au cotat în toate felurile, pentru că n-au înțeles. Dar eu am avut în casă, eu am 4 băieți și am avut 2 născuți în anii 90, unul născut fix în anul 2000 și unul născut în 2010. Da? Timp de 20 de ani, diferență între primul și ultimul. Fix 20, că-s născuți în 2 septembrie, amândoi, și cel mare și cel mic. Și având aceste 3 generații, practic, că între primul și al doilea sunt doar 3 ani, unul născut în 90, unul în 93, unul în 2000 și unul în 2010. Am văzut în casă la mine diferența între cei doi, între Flavius, care numai ce s-a căsătorit, și cel mai mic. Și am înțeles că sunt diferiți. Sunt născuți în era asta digitală, au altă abordare. Deci, Cătălin, orice metodă prin care poți ajunge, sigur, aici vreau să subliniez, fără să compromiți mesajul. Dacă o să vezi pliantele noastre, care noi le distribuim, sigur, noi am avut uneori discuții cu colegi de-ai noștri din alte țări care au considerat că trebuie să fie mesajul așa, mai diluat, mai nu știu cum, ca să nu speriem lumea. Am zis, măi, în România sperii lumea dacă nu le spui exact despre ce e vorba. Înțelegi? Și atunci, pliantele, flyerele acestea care noi le distribuim, broșurile care le distribuim, ele sunt foarte clare. Mesajul, avem mai multe, dar în esență mesajul e același. Dumnezeu ne iubește, dar pedepsește păcatul. Noi suntem păcătoși, suntem separați de Dumnezeu datorită păcatului și avem nevoie de Hristos. Hristos care a murit pentru noi, care a înviat, și dacă vrem să scăpăm de judecata lui Dumnezeu și de mânia lui Dumnezeu, trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Ăsta e mesajul. Eu nu mă duc să-mi pierd vremea spunându-le cât de bine e să nu știu ce să faci. Nu comentez, nu critic colegii mei din aceeași mișcare care au altă abordare, dar abordarea noastră și asta a fost influența noastră, pentru că noi am fost cei care am pornit mișcarea asta și în Republica Moldova și în Bulgaria și am avut o influență foarte mare și toate cele 3 țări merg în aceeași direcție. Pentru noi e foarte clar. Dacă vrem ca oamenii să se întoarcă realmente la Dumnezeu, ei trebuie să audă Evanghelia, nu altceva. Să știi, oamenii nu au nevoie de informații religioase. Ei au nevoie să audă mesajul Evangheliei. Iar mesajul Evangheliei este ăsta, că Iisus Hristos a murit, 1 Corinteni 15. Am fost îngropat, a înviat și apoi s-a arătat la ucenicii lui și la fiecare cu care s-a întâlnit, spune Pavel, după ei, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Vreau să vorbim puțin, Sami, și despre, să spunem așa, câteva experiențe de pe teren, dacă ți-aduce aminte câteva întâmplări sau știu eu, momente în care ai simțit că Dumnezeu e acolo, v-a călăuzit, a fost cu voi, poate ați avut și încercări, știu eu, experiențe dintre acestea de pe câmpul de bătălie, până la urmă. Astea sunt foarte, să spunem, importante, pentru că, până la urmă, face parte din viața noastră de zi cu zi. Știți cum e? Cele mai importante lucruri în viața noastră sunt experiențele cu Domnul Hristos. Și asta este experiența cu Domnul Hristos și mai ales pe câmpul de bătălie, pentru că, cu siguranță, ați avut și potrivnici și știm că potrivnicul cel mare este diavolul. Sigur, sunt câteva experiențe extraordinare care au fost acum. De Global Outreach Day, anul ăsta, noi am fost în Călăraș, în județul Călăraș, în oraș și în mai multe comune.
Dar vreau să-ți povestesc ceva de la tine din Dobrogea. Sau Dobrogea, cum se spune corect? Dobrogea. Dobrogea. Printre slujirile noastre ca și asociație, sigur, un lucru care vreau să spun, noi lucrăm cu bisericile. Asta este, noi lucrăm cu bisericile. Rolul nostru este să sprijinim bisericile. Noi nu avem, eu nu cred că o organizație creștină e chemată să facă ea nu știu ce, nici să planteze biserici, nici să boteze oameni, nici, asta este treaba bisericilor locale. Noi ce facem, creăm un cadru și asigurăm logistica și mobilizăm și încurajăm. În special lucrăm cu tineri, dar nu numai. Am avut în evangelizare, avem un frate din Oradea care e păstor, acum e pensionar, și el și soția sunt oameni de 70 de ani. Vin cu tinerii și merg cu tinerii. Avem din Timișoara oameni la 70 de ani care se duc cu așa o bucurie să vestească Evanghelia. Și avem mai multe, avem, poate ai auzit de proiectul nostru cu semințe de legume, cu florile de 8 martie, cu multe altele. Dar vara, în fiecare vară organizăm o tabără sau două tabere de evangelizare. Adică ce facem? Ne campăm într-un loc, stăm o săptămână și zi de zi, de dimineață până seara, cu sigur masă la prânz și apoi din nou mergem într-o zonă. 30-40 de localități. În special sate, comune, orășele mai mici, în felul ăsta. Și să-ți povestesc cu Dobrogea. Prima experiență în Dobrogea, cred că noi am început în 2006. În 2007 am avut prima tabără din asta de distribuție, cum o numim noi, la zona Moldova Nouă. Ne-am cazat undeva la Coronini. Următorul an am stat la Surduc, la centru de la Prisept, și am abordat zona aceea județului Timiș, partea de est a județului Timiș. Și următorul an, inclusiv cu câțiva dintre prieteni, inclusiv cu acest frate care a plecat la Domnul deja de câțiva ani, Daniel Blaser, care nu era chiar așa tânăr, nu era nici foarte în vârstă, dar a făcut un cancer la stomac și foarte repede s-a dus, un om cu practic toată lucrarea din Balcani. Toate lucrarea din toate țările din Balcani, plus Cehia și Slovacia și Ungaria, toate au fost pornite la inițiativa acestui om, Daniel Blaser. Un om extraordinar. Un om cum rar am întâlnit. Ăsta visa evangelizarea. Nu, de exemplu, mi-am adus aminte acum, era undeva o casă într-un sat în zona asta mai montană a părții de est a județului Timiș. Noi am fi lăsat-o acolo, ce să te mai duci, pierde de vreme, să mergi până sus în deal. Nu, domnule, și ăia trebuie să audă. S-a dus până acolo, nu s-a lăsat. Și acum mergem în Dobrogea și la Dunavățul de jos, la prietenul nostru comun, Nic, la tabără, acolo ne cazăm. Nu erau mulți ani de la incidentele de la Niculițel. Chiar anul ăsta, acum vreo lună și ceva, am fost la Cataloi și cu Adi Popa, care e timișorean de-al nostru și mutat, a făcut dobrogean deja de 30 și ceva de ani de când s-a căsătorit cu Gabi. Adi a fost acolo, era între aia bătuții. Deci incidentele de la Niculițel cu cei de la Lege Viața, cu filmul Iisus, erau încă vii în memoria celor care erau pe acolo. Și seara când am ajuns, prietenul Nic, să ne facă el pregătirea psihologică, știi, și spirituală. Pe lângă că noi am venit un pic cu inima strânsă, mai ales când ai și 5-6 oameni care nu sunt români, erau toți elvețieni, și doar Daniel era mai în vârstă, restul erau tineri. Normal că m-am dus un pic cu inima strânsă. Dar strategia noastră a fost asta. În distribuțiile noastre săptămânale am început din vest înspre est, iar în aceste tabere de distribuție, începând cu anul acela, majoritatea le-am făcut în partea mai de est a țării sau mai departe, pentru că stăteam o săptămână și într-o săptămână puteam face foarte mult. Și am zis, venim tot așa și ne întâlnim în centrul țării. Venim de aici, venim de aici. Sigur, la ora asta
Noi avem colaboratori, mai ales că suntem așa în colaborare cu cei de la Evangelism Explosion. Ei sunt foarte buni pe zona de instruire și ies cu oamenii pe stradă și învață și au materialele lor, folosesc și materialele noastre și în ultimii ani foarte multe din acțiunile noastre sunt făcute împreună, inclusiv Global Outreach Day și așa. Și ne ducem la acolo și începe seara instruirea și să aveți grijă că aici s-a luat bătaie și vă dați seama, adică gândește-te un pic ce a fost în inima mea, că aveam cumva responsabilitate față de toți și am zis lui Cristi Marițan, care era cu mine, zic, fii atent aici, mergem, dar cu atenție, stăm în microbuze cu motorul pornit, dacă ceva se întâmplă, urcă lumea în microbuz și plecăm ca să nu facem scandal. Cătălin, mi-a fost rușine mie. Mi-a fost rușine. Pe raza aia unde am fost noi acolo, nu erau decât, mi se pare, vreo două biserici sau grupuri. Cred că era la Murigold ceva și mai era undeva. Un grup baptist, unul penticostal, cam asta era tot pe o rază de 30-40 de comune, sate, tot ce era acolo. Știi că acolo se păstoresc kilometri pătrați, nu... Exact. Vorbesc de creștini evanghelici. Vreau să spun că am avut niște experiențe extraordinare. Au fost oameni care atunci când le-am dat o broșură, ne-au pupat mână. Chiar și cu preoți care ne-am întâlnit și am vorbit, și am vorbit cu ei și am spus exact ce facem, nu au fost împotrivitori. Am avut alte locuri unde... uneori am avut cu preoți ortodoxi experiențe de mai multe feluri. Cei mai mulți, să știi că nu au fost împotrivitori. Au zis, măi, suntem creștini, bine că nu sunteți martorii Jehova, ziceau ei, eu citesc din ce au spus ei. Chiar a fost unul foarte simpatic, a venit așa în centrul satului, a aflat el că ceva se întâmplă în sat, a venit cu mașina în viteză, a făcut o frână așa, a coborât din mașină, băi, voi cine sunteți aici, ce faceți? Păi, suntem creștini. Și ce face? Da, slavă Domnului, a zis, știi? Oh, ăștia ușurați. Acum, au fost și care ne-au dat de înțeles cumva că, ok, nu neapărat agrează ce facem, dar nu au fost neapărat agresivi. Am avut chiar caz care a luat, a citit, s-a uitat, a văzut că mesajul e mesajul Scripturii, practic, nu e altceva. Acum, ca să închei povestea, mi-a fost o rușine, Cătălin, după experiențele de acolo. La un moment dat am ajuns în fața unei case, într-un sat acolo, nu mai țin minte satul. Era o familie din Bihor, mutați acolo de nu știu când. Ei aveau un fel de butic, de magazin acolo în curtea lor. Când au auzit că noi venim din Timișoara, că venim de nu știu unde, ne-au băgat înăuntru. Fiecare... înghețată, era cald, era în august sau iulie, nu mai știu, înghețată, apă rece, suc, un leu n-au vrut să ne ia. Bucuroși că am venit acolo și asta. Deci, ce vreau să spun este, când mergi pe teren, ai experiență de toate felurile. Dar, majoritatea oamenilor sunt însetați să audă Evanghelia. Nu religia noastră, nu despre religia mea sau lui ăla sau lui ăla, nu dogme de nu știu care, ci pe Hristos. Să audă vestea bună despre Hristos. Majoritatea oamenilor sunt deschiși să stea de vorbă cu cineva, pentru că mai ales în sate sunt oameni, acum să fac o paranteză, când avem proiectul cu florile de 8 martie, cumpărăm mii de flori și facem niște carduri frumoase și păi sunt femei la țară, femei în vârstă, nu le-a dat nimeni o floare, poate cu ani. Păi femeile alea, știi cum îi prind pe băieții și fetele noastre care se duc la ei, îi prind în brațe. Acum mai puțin că a fost cu pandemia, dar înainte am niște poze extraordinare, să vezi ce bucurie. Sau la proiectul cu semințele. Anul ăsta am avut 150 de voluntari în județul Botoșani, care într-o zi... au mers să distribuie undeva către 20.000 de pachete de semințe, de legume. Sigur, nu e nu știu ce, dar e un gest. E ceva. Am primit o dată o scrisoare de la o femeie din Sinaia. Noi nu am distribuit semințe în Sinaia, dar am distribuit în altă parte și cineva i-a dat
femeia asta avea o problemă de sănătate și trebuia să mănânce foarte multe vegetale. Și a pus salata noastră, care noi, și a ieșit o salată și a găsit ea adresa și ne-a scris o scrisoare cu mâna. Mai rar astăzi să primești o scrisoare scrisă și cu creionul încă scris așa frumos. Și mi-a spus, sunt ortodoxă, așa am primit, Dumnezeu să vă bine, foarte frumos. Deci când vezi toate lucrurile astea, nu poți să nu te duci. Și vreau să spun că uneori am fost apostrofat. Că, vezi, Doamne, sunt eu mare păstor de Timișoara, ce trebuie mie să mă duc nu știu unde și nu știu unde, să mă duc la Sali, la Megidia, să mă duc la Andrei, la Călăraș, să mă duc acolo, la Paul Marica, la Negrești, că abia aștept să vii odată cu mine, să vezi și acolo ce lucruri frumoase, deși noi nu avem partea asta socială foarte mult dezvoltată în misiunea noastră. Sunt alții care se ocupă cu asta, dar totuși ne-am implicat și social. Și mă uit așa cu o bucurie, cu o satisfacție. Împreună cu prieteni, nu neapărat cu fonduri de la Every Home for Christ sau de la Hristos pentru Toți, dar prieteni creștini din țară, români din diaspora, care ne-au ajutat. Și cel puțin mă uit unde am fost eu implicat, deși Paul Marica a fost implicat în mult mai multe, cel puțin 4 căsuțe. Alții au făcut mai multe sau mai puține. Elvețienii care au fost cu noi atunci în Dobrogea, fetele acelea, au venit pe urmă și la Negrești. Și de atunci, aproape în fiecare an, mai puțin că a fost cu pandemia, au venit. Și văzând nevoia de acolo, și ele, erau fete tinere, eleve, studente, au strâns cum au putut ele, bănuți cu bănuți. Și au făcut și ele o căsuță. Nu-ți închipui că sunt căsuțe mai bune decât bordeele în care trăiesc ei, clădite frumos, un 10, 12, maxim 15.000 de euro ajunge o lucrare din asta. Dar ai o satisfacție. Când mă duc acum și văd o familie care pur și simplu stătea pe nicăieri și mă duc și îi văd acum cum au căsuța lor, cum au început să-și facă ceva în grădină, au deja o fetiță, urmează încă un copil. Acum suntem din nou, de data asta, cu Providența. Am avut un grup de bărbați care s-au dus acolo. Am zis, măi, voi ce vreți să faceți acolo? Păi să vedem, zic, uite, aseară așa lucra, Dumnezeu lucrează într-un mod cum nu poți să-ți închipui. Zic, uite, aseară Paul Marica mi-a trimis un video cu privire la o familie care îi vizitasem eu când am fost la Botoșani cu proiectul cu semințe, m-am dus și până la Negrești. Am avut ceva ajutoare și am zis, hai să trec pe la ei pe acolo. Și mi-a trimis și mi-a zis, măi, hai să vedem cum putem. Și s-au dus bărbații ăștia, au văzut familia și au zis, ok, au venit la biserică, ne-au povestit și am zis, da, vrem să ne implicăm și noi ca biserică și persoane individuale să încercăm să ajutăm acolo. Și e fantastic ce poți să faci. Și de fapt, filozofia lui Global Outreach Day este asta. De fapt, acum Global Outreach Day nu mai se numește așa, se numește Go Movement, mișcarea duceți-vă. Și știi care e planul? Planul este ca în 10 ani, suntem în 2021, dar a pornit de anul trecut, din 2020 până în 2030, să ajungem cu Evanghelia până la capătul pământului, până la marginea pământului. Ăsta este dezideratul. Pentru că dacă nu avem viziune, dacă nu ne propunem să mergem, să ducem Evanghelia, atunci pur și simplu stăm, batem pasul pe loc și nu mișcăm. Și ce spun cei care au pornit mișcarea asta, fiecare poate ajunge la cineva. Fiecare. Împreună putem ajunge la toată lumea. Și eu am văzut lucrul ăsta, am văzut oameni care nu sunt nici specializați în evangelizare, nici mari predicatori. Sunt tineri unii, băieți, fete, unii oameni în vârstă. Fiecare poate să facă ceva. Și Dumnezeu pune toate lucrurile la un loc și lucrurile ies extraordinar. Și dacă mai poți să spun ceva în două minute? Te rog. Vis-a-vis de ce poți să faci într-o zi. Eu am fost familiar cu o biserică care noi am fost colaboratori cu ei când eram la Betel, dar și acum, fiind la Providența, am păstrat legătura și de fapt colaborăm în continuare.
E o biserică metodistă din Atlanta, zona Atlantei, Marietta. Se numește Mount Bethel Methodist Church. O biserică mare, 7.000 de membri. O biserică cu o istorie foarte interesantă. În anii 70, din cauza mișcărilor liberale care s-au infiltrat în foarte multe denominații evanghelice, biserica aia aproape s-a închis. Aproape s-a închis. După care a venit un păstor, au adus un păstor care a rămas ferm lângă Scriptură, lângă principiile, și biserica a început să dezvolte. Când am fost la ei acolo, am crezut că am nimerit într-un orășel, cu școală, cu casă de bătrâni, cu lucrări de tot felul, un sanctuar imens, mii de oameni veneau împreună. Miercurea seara erau 2000 de oameni în 100 și vreo 70 de grupuri de studiu biblic acolo, în nu știu câte săli și tot felul adunați împreună. Ei, biserica asta, înainte de a auzi eu vreodată de Global Outreach Day, de fapt nici nu era înființat, nici nu avusese loc mișcarea asta, de ani de zile, nu știu dacă acum mai au asta, dar ani de zile au avut acest obicei. O zi pe an, era într-o sâmbătă, se adunau la biserică dis de dimineață sâmbăta, pe la 6-7, nu mai târziu, cam 2000 de oameni. Cam 2000 de oameni veneau. Luau micul dejun împreună, aveau un timp de închinare, cântau câteva cântări, se rugau, păstorul venea și avea un mesaj așa de 5-7 minute de încurajare și apoi porneau în comunitatea lor, în orășelul ăsta Marietta, care e cumva în area Atlanta. Și în fiecare an ajungeau la școli, la spitale, la oameni săraci, la oameni bătrâni, reparau, vopseau, făceau curățenie, vesteau Evanghelia, lucru în comunitate. Cătălin, nu poți să-ți închipui ce impact poate ziarele locale, care nu erau creștine, scriau pozitiv despre ceea ce făceau ei. Și într-o singură zi pe an făceau niște lucrări extraordinare care aveau un impact fantastic în comunitate. Și eu cred că în România noi avem nevoie de așa ceva. Biserica în România este ignorată. Eu am văzut asta și în timpul pandemiei. Și am avut poziții, am luat poziții și public și privat, chiar cu oameni politici. Am spus, nu e ok, nu e în regulă să ignorați biserica. Dar biserica este ignorată și pe mâna ei. Pentru că dacă bisericile ar fi mult mai prezente în societate, nu în politică, ci în viața cetății, să fie implicați creștinii peste tot, în fiecare cartier, în fiecare zonă, în fiecare oraș, în fiecare sat, să fie consilieri, să fie voluntari care se implică, se aude că pornește o acțiune de curățire a văii nu știu care, de la satul nu știu unde. Dom'le, noi primii, cu fanfara mergem, cântăm și mergem și strângem. Noi în Banat avem fanfare sau aveam și în Ardeal, știi de aia zic. Dar nu, noi ne-am izolat, stăm acolo și ne plângem pe Facebook mai nou. Ne plângem că uite ce persecuții, ce persecuții, hai să fim serioși. Dar biserica este ignorată atunci când nu face nimic. Poți să spui ce vrei despre biserica primară, multe poți să spui. Dar nu că a fost ignorată. N-a putut nimeni să o ignore, pentru că era acolo. Oamenii aceia care au întors lumea cu susul în jos au venit și la noi, spuneau. Oriunde ajungeau, în orice cetate, cetatea se punea în mișcare și dintr-o dată începea tărăboi acolo. Pentru că biserica trebuie să fie acolo în societate și să ducă mesajul Evangheliei lui Hristos. Slavă Domnului! Mulțumesc foarte mult, Sami! Cred că am mai fi putut discuta ore pe tema aceasta. Mulțumesc foarte mult pentru prezența ta. A fost o discuție excelentă. M-am simțit și eu încurajat. Sper că și cei care ne-au urmărit au simțit cu încurajarea aceasta de a merge și de a mărturisi mai departe. Îmi iau libertatea de a te mai invita și la altă ediție a emisiunii noastre. Bineînțeles, și de la distanță, și aici când vei veni în București, suntem bucuroși să te avem ca invitat. Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea pe care o face atât la Biserica Providența, cât și la organizația
Hristos pentru toți. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu și întotdeauna e o reală plăcere să lucrez cu voi. Slavă Domnului! Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența în fața micilor ecrane. Vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici vă salutăm și vă spunem la revedere!